Salutare lume! Aici avem un circuit pe tranzistori, un amplificator cu discrete. Cum puteți vedea aici, este circuitul de preamplificare care duce spre etajul final, etajul cu tranzistori, 32 tranzistori din ăștia N-channel pozitiv. Cei STD9202 și acum semnalul voi reda dintr-un laptop, același laptop pe care l-am arătat și în video trecut. Uitați, aici vine semnalul în placă, aici sunt lipite toate circuitele exact cum este proiectat în schiță. Voi folosi aceleași difuzoare și aici este aparatul de măsură, stabilizatorul de tensiune. Am stabilizat acolo 39. Așa, este un stabilizator pe MOSFET cu un etaj de reglare care reglează poarta funcției de cum am eu nevoie. Aici este rezistența reglabilă. Aici este transformatorul care îmi alimentează cu o tensiune de 53 de volți. Aici sunt condensatorii. 6 condensatori de 200 de volți, de 220 de micro. Aici este cărticica. Uitați aici ce proprietăți are. Aici pe partea asta avem cablajul, schema electrică. Aici scrie 30 de volți, dar eu dacă i-am schimbat tranzistorii finale, îl pot alimenta cu tensiune chiar și mai mare și nu are nimic. Acum să-i dau play. Acum am să pun o pauză ca să schimb difuzorul de pas. Acum am schimbat și difuzorul de pas. Și uitați aici. Aici vă arăt ce scrie pe magnet. 8 ohm, 30 de W. Deci este mai puternic. Am schimbat și melodia. Am pus pe laptop, am mutat pe CD player. Can't shut my mouth till the smoke clears out, and my heart no rest. I'ma rip this shit till my bones collapse. To the roof comes up, till the lights go out, till my days get out. Can't shut my mouth till the smoke clears out, and my heart no rest. I'ma rip this shit till my bones collapse.
Cam ăsta a fost videoclipul. Etajele s-au încălzit, cred că au undeva la vreo 25 de grade. Deci nu e ceva care să necesite un radiator mai mare. Radiatorul ăsta este suficient pentru acest kit de 2x5, de fapt e monopolar, kit de 15 W. Deci asta e videoclipul.